Slăvit să fie Domnul. Amin. Singurul de care nu m-am temut niciodată să-l cred pe cuvânt a fost Domnul Iisus. El ce promite, duce la îndeplinire. Ne așteaptă anul acesta un an greu, că apar pe fel și fel de bannere și ecrane toți mincinoși. Și îți spun, vom reuși împreună, dar de fapt după ce-l votezi, tu nu mai reușești. Te chinui 4 ani să reușești și tu și nu reușești, numai El reușește. Dar singurul care ne-a promis că ne va duce în veșnicii și ne pregătește locul și se va ține de cuvânt, îi Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Seara aceasta să fie o seară de pregătire a veșniciei pentru sufletele noastre, să ne vorbească Domnul. Ne-a mângâiat în cântare în seara aceasta. Am simțit prezența Domnului la rugăciune și spunem în seara asta, Doamne, pentru că citesc un pasaj cunoscut, spun în seara aceasta, Doamne, la speranța coboară scara cerului. Amin. Coboară scara cerului și la capătul scării să vorbești Tu. Aș vrea să fiu pentru dumneavoastră cum îți boxele de sus. Eu numai să emit, dar la capăt să fie Dumnezeu. El să ne vorbească tuturora. Amin. Haideți să deschidem cuvântul Domnului. Geneza, capitolul 28, începând cu versetul 11, pagina în Biblie 31. Geneza 28, cu versetul 11. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și-a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine. Nu te voi părăsi, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și mai zic încă o dată, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acestuia numele Betel. Dar mai înainte cetatea se chema Luz. Iacov a făcut o juruință și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a 10-a parte din tot ce îmi vei da. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Doresc în seara aceasta Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Vreți toți să fiți binecuvântați? Amin. Apropo, e cineva care nu vrea să fie binecuvântat? Mâna sus. Care nu vrea? Toți vrem, așa-i? Toți vrem binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu vreau să vă spun că toți semănăm pe Iacov. Toți semănăm pe Iacov, mari doritori de binecuvântare. Toți ne dorim binecuvântarea, ne dorim încă din copilărie și în seara aceasta ne uităm la un personaj, la un om folosit de Dumnezeu, care nu știu dacă l-am băgat pe lista de comitet la noi, nu știu la voi dacă s-ar băga, nu știu dacă l-ai pune la amvon. Un personaj ciudat, care a căutat din copilărie, din tinerețea lui, a căutat binecuvântarea. Un tânăr care caută binecuvântarea, nu știe exact ce caută, dar folosește orice metodă îi pică în mână, numai să ajungă la binecuvântare. Adică, nu face rabat de la absolut nimic. Când e vorba de binecuvântare, îi prezent
acolo unde se poate ciupi binecuvântarea, dacă se poate lua cu roaba, cu plasa, cu orice, numai să fie binecuvântat. Dumnezeu, să știți, prin tăcerea, și dacă citiți istoria lui Iacov, o să vedeți că Dumnezeu multă vreme tace, nu intervine. Că vorba noastră a românului, băi, o furat de i s-o rândoi degetele, o mințit de i-or căzut dinții. Și nu a intervenit Dumnezeu, nu l-a bătut Dumnezeu. Uite, de 20 de ani, ăsta delapidează, fură, minte, înșală, fonduri europene și așa mai departe. Nu mai dau exemple, că nu vreau să-i se potrivească la cineva. Nu? Și Dumnezeu tace în cazul lui. Dumnezeu tace și nu spune nimic. De câte ori n-ai zis, Doamne, cum îl suporți pe ăsta? Nu-i ciudat că Dumnezeu îl suportă pe Iacov? Îl suportă. Ani de zile Dumnezeu îl lasă să meargă înainte. Dar vreau să vă spun, tăcerea lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu tace în anumite situații, nu înseamnă că Dumnezeu încuvințează modul lui de lucru. Nu înseamnă că Dumnezeu e de acord cu ceea ce a făcut Iacov. Pentru că el nu s-a dat înapoi de la nicio metodă când a fost vorba de binecuvântare. O știut să mintă, o știut să fure, să profite de slăbiciuni, de oameni amărâți, de oameni năcăjiți, nu? Și o știut, numai să iasă el pe plus. Știți cum era Iacov? Așa, ca să avem o idee de început. Dacă intrai în afaceri cu Iacov, normal când intră doi în afaceri și se asociază, intră fiecare cu un procent, da? 50-50 sau 60-40, 90 și ălălalt 10. Dacă intrai în afaceri cu Iacov, ăsta lua tot și ție nu-ți lăsa nimic. Ăsta, deci înțelegeți, nici osul. Când zice, măi, eu lăsa numai osul. No, Iacov nu lăsa nici osul, că făcea făină de oase pentru ce se putea, nu? Orice făcea, numai să pună el mâna pe toată binecuvântarea. Și Dumnezeu tace. Dumnezeu nu încuvințează modul lui de lucru. Și vă spun în seara aceasta, Dumnezeu nu încuvințează nici modul nostru de a căpăta binecuvântarea. Pentru că Dumnezeu întotdeauna, din Geneza și până în Apocalipsa, Dumnezeu a avut o singură metodă de a binecuvânta, compusă din două lucruri, din ascultare și din credință. Când omul ascultă și rămâne credincios lui Dumnezeu, Dumnezeu promite binecuvântarea. Nu trebuie să bagi mâna, nu trebuie să învârți lucrurile, că Dumnezeu este Cel care învârte lucrurile. Dumnezeu este Cel care modifică situațiile. N-are nevoie de ingineri din ăștia financiari, că acum la escroc, nu să mai zic, n-ai voie să-i mai zici escroc. Îi spui că au făcut inginerii financiare și sună mai frumos. Uite că un expert în situația aceasta, Iacov, cât a fost de ciudat, cât a folosit ocolișurile, numai să iasă el în profit, totuși are parte într-o zi de descoperirea lui Dumnezeu. Are parte într-o zi ca Dumnezeu să-i se reveleze. Și s-a revelat într-un mod unic. Vă spun, ceea ce am citit în seara aceasta, Dumnezeu nu s-a mai descoperit la nimeni, cum s-a descoperit la Iacov. La nimeni nu i s-a mai descoperit. Uitați-vă, interesant, că Dumnezeu în bunătatea lui se oprește și în dreptul hoțului, în dreptul șmecherului, în dreptul mincinosului, în dreptul păcătosului. Și are parte de o descoperire deosebită. Vreau să-ți spun în seara asta, Cila Speranța, că indiferent ce te apasă pe suflet, indiferent prin ce ghetouri spirituale ai umblat, prin ce mizerie a lumii acestea, pe unde ai umblat și ce ai făcut în viața ta, îți spun, Dumnezeu îți face parte în seara aceasta să ți se descopere. Trebuia să zice, stăți amin. Dumnezeu în bunătatea Lui se descoperă și la ăla șmecher. Noi am vrea numai la ăia buni. Noi am vrea numai la ăia ca noi. Dar uite că Dumnezeu la un șmecher se descoperă deosebit. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că are parte de revelație unică. Iacov are parte de revelație unică. Versetul 12. Zice cuvântul Domnului așa. Și-a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Are parte de revelație unică. Cine o mai visat așa ceva? Frații, cine o mai visat așa ceva? O mai visat cineva? Mai zice Biblia de cineva că a visat așa ceva? Până o gândiți-vă, să vină Iacov să spună, fraților, la final, opriți live-ul, am și eu un anunț. Mi s-a descoperit Dumnezeu într-un mod
extraordinar. Am avut o revelație din partea Domnului. Și tu știi că ăsta nu a plătit salariile, ăsta minte, ăsta face ce face. Știi ce am zice noi? Frate, tu n-ai avut nimic, stai la jos, stai liniștit că avem prorocii noștri. Avem noi văzătorii noștri, nu ți-e dat-o cu vedenii. Și uite că Iacov are o vedenie, are un vis din partea lui Dumnezeu. Cine a mai visat așa ceva? Mi-a zis o soră, a zis, frate, și eu am visat așa ceva. Da, dar ai visat după Iacov. Că dacă visai înainte de el, într-adevăr, la tine era revelația unică. Dar pentru că ai visat după el, la el a fost unic. La tine e posibil să fi citit pasajul acesta și mintea noaptea să fi lucrat un vis ca să visezi și tu ce-o visat. Nu-i rău că ai visat scara aceasta, dar singurul care a visat din partea lui Dumnezeu scara aceasta a fost Iacov. Uitați-vă șmecherul cum are parte de revelație. Uitați-vă cât e de bun Dumnezeu, se oprește în dreptul lui și face parte de o revelație unică. Îi face Domnul parte de promisiuni unice. După ce îi se descoperă într-un mod deosebit, îi spune și niște promisiuni unice. Versetul 15. Iată că eu sunt cu tine, te voi păzi pretutinde. Îi zice Domnul, Iacove, unde mergi tu? Merg și eu. Eu-s după tine. Unde mergi, vreau să merg împreună cu tine. Uitați-vă că la puțini oameni le-a zis Dumnezeu așa. Printre cei puțini, Iacov a fost unul dintre ei care Domnul îi spune, eu sunt cu tine pretutinde. Nu, gândiți-vă Iacov la noi la biserică. Să zică, fraților, săptămâna asta atâtea drumuri am avut de făcut pentru firma mea, pentru afacerile mele. Dumnezeu a fost cu mine, m-a păzit. Ce ai zice? Da, te-a păzit, dă tu salariile, dă tu înapoi ce ai furat, lasă cu paza. Știi că nu întotdeauna te păzește Dumnezeu? Te mai păzește și ăla rău. Când îi place ce faci, să știi că îți dă și el protecție. Ca să faci lucrul acela rău. Eu am avut parte de o experiență de la un frate, mi-a povestit că într-o dimineață s-a trezit mai devreme și a zis, Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce am reușit să fac, nu prea... Era ca Iacov, înțelegeți? Și a zis, zice, Duhul Domnului mi-a vorbit, zice, deși nu mă așteptam să-mi vorbească, Duhul Domnului mi-a vorbit și a zis, nu, eu te-am păzit. Zice, în momentul acela m-am speriat și am zis, Doamne, cum tu nu m-ai păzit tu? Și a zis, nu, eu te-am păzit. Diavolul te-a păzit. Zice, în momentul ăla m-am speriat. Am zis, cum? Pe mine, eu-s copilul tău. Și a zis, nu, te-a păzit diavolul pentru că i-a plăcut ceea ce ai făcut. Te-a păzit ca să faci în continuare lucrul acela. Uitați-vă că Iacov are parte de revelație unică, are parte de promisiuni unice și are parte de trăiri unice. De trăiri unice. Ceea ce semnalează Iacov, n-or semnalat mulți oameni, o zis Iacov, versetul 16, s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat Domnul este în locul acesta. Vă întreb, o văzut bine Iacov? O văzut bine, o văzut bine. Și întrebarea lui, de ce i s-a descoperit Dumnezeu dacă făcea lucrurile care le făcea? Și o să vedem în seara aceasta mersul și drumul lui Iacov. De ce? De ce Dumnezeu îi face parte de revelații unice? De ce Domnul îi face promisiuni unice? De ce Domnul îi se descoperă prin trăiri unice? Zice, i-a fost frică, versetul 17, și a zis, cât de înfricoșat e locul acesta. Să vină Iacov să spună, oameni buni, aici ai Dumnezeu. Ce ai zice? Bă, lasă-ne că și în fapte 16 mai striga una tă ca tine. Nu? Tăt, bă, drumul ei striga, oamenii aceștia sunt slujitorii Dumnezeului celui preanalt, ei vă vestesc calea mântuirii. Nu-ți mai trebuia afiș pe Facebook. Dacă o aveai pe asta, pentru speranța, pentru Elim, păi nu mai trebuia afișe pe Facebook. Asta striga în gura mare. Câți dintre noi am avea curajul să strigăm în gura mare pentru Dumnezeu cum o striga femeia aceasta? Și uitați-vă că Pavel și Sila semnalează lucrul acesta și simt legătura din spate că nu venea din Duhul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se apropie de un om, nu se apropie din pricina că el e bun, ci din pricina că Dumnezeu este bun. Dumnezeu alege să ne vorbească din pricina bunătății lui, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Îl vedem pe Iacov în seara aceasta, omul care nu iubește conflictele. A fost un tânăr care nu a iubit conflictele. Să știți, în bisericile noastre, a noastră, nu a voastră, avem oameni care nu iubesc conflictele, dar avem oameni care abia așteaptă sfatul frățesc.
Abia așteaptă să fie adună. Uite, zâmbiți unii din voi, nu? De ce? Că-i om care iubește conflictul. Domnul ăsta nu mâncă de amiază. Bine, dacă nu are dimineața sfatul frățesc. Știi ce face? Stă liniștit și spune, vine ianuarie, vine februarie, o să fie sfat. Atunci o să mă ridic eu și o să spun. Uitați-vă că Iacov nu iubea conflictele, fugea, dorea binecuvântarea, dar fără conflict. L-o suporta pe socru-su ani de zile, până n-o mai putut. Când n-o mai putut, a explodat și el. Dar l-o răbdat, o fugit de conflicte, o fugit de frate-su. De ce? Dorea binecuvântarea, dar nu dorea să intre în conflict. Omul acesta dorește să-i meargă bine, de aceea profită de orice situație care iasă în cale pentru a ieși în profit. Întotdeauna în viață Iacov s-o temut de un singur lucru. Știți de ce s-o temut? Nu de Dumnezeu. Nu s-o temut nici de maică sa, nici de socru sa. Știți de ce s-o temut el? Să nu fie prins. S-o temut să nu fie prins. Pentru că și hoțul și cei de la pușcărie nu s-or temut de Dumnezeu. De aia ori făcut ce ori făcut. S-or temut numai să nu fie prins. Când merge să fure binecuvântarea de la frate său, de la tată său, care era rezervată pentru frate său, îl întreabă, îi spune tată său să aducă o friptură de vânat. Și în momentul acela intră Rebeca, mamă sa pe fir, și îi spune, te duci în grajd, aduci doi iezi și rezolvi o problemă. Și omul acesta, Iacov, tânărul Iacov, spune către mamă sa, dar ce mă fac dacă mă prinde? Dacă vede că eu n-am păr pe mine, și frate mi-e păros, tatăsu nu mai vedea. Și o zic, ce se întâmplă că se transformă binecuvântarea în blestem? Și în loc să apuc o binecuvântare, apuc un blestem pe toată viața. Nu-i ciudat ce îl îndeamnă Rebeca? Știi ce îi spune Rebeca? Lasă pe mine, nu te teme tu de asta. Nu vi se pare că vorba asta a fost în gura și multor surori? Care au zis tatăsu, bă, ceva se întâmplă cu copilul. Vine la 11, la 12, ceva se întâmplă cu el. I-ai dat bani până de ascuns, i-ai zis, las că rezolv eu cu tatătul. Îi spun că mi-ai spus mie, du-te dormi la prietena ta, du-te dormi la prietenul tău, du-te dormi, du-te liniști, vino de sară, că acopăr eu pe tatătul. Nu vi se pare că e povestea românească? Nu vi se pare că e pătura asta care, sau poezia care se aude în multe case? Știți ce vedem la omul acesta? Că la un moment dat e dispus să-L implice pe Dumnezeu numai să capete binecuvântarea. E dispus să folosească numele lui Dumnezeu numai să iasă în profit. N-ați văzut oameni? Și v-am zis la început că ne așteaptă invazia de... Dar e bine că unii le mai pun după aia frații, oamenii, pe grajduri. Știi, bannerele cu candidații le mai folosesc ca acoperiș la grajduri și pe la fânețe, da? Pe mai acoperă baloții de paie. Știți că și oamenii aceștia care ne cer diferite voturi, știți că-s dispuși să-L folosească numele lui Dumnezeu numai să iasă în câștig? Și Iacov a fost dispus să folosească numele lui Dumnezeu. Când vine cu vânatul între ghilimele, cu iezii din graj, vine la tatăsu, tatăsu fiind ori pe pat, îl întreabă, fiule, cum ai găsit vânatul așa de ușor, așa repede, că alte dă-ți, veneai tare greu. Și ce spune? Apelează la ceea ce știa că îi place la tatăsu. Apelează la numele lui Dumnezeu și spune, Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos în cale. Domnul mi l-a scos în cale. Domnul i l-a scos în cale. Nu, dar el folosea numele lui Dumnezeu. Te întreabă, cum ai cucerit pe fata asta? Domnul m-a scos în cale. Dar și BMW-ul. Și Mercedes-ul te-a ajutat, nu? Și lucru prin Germania și prin... Nu? Ăsta a fost dispus să iasă în câștig, să folosească numele lui Dumnezeu. La câți ai mers în firmă și ai văzut acolo, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și ai zis, la ăsta nu mai întrebe cec de siguranță. Că dacă ăsta vorbește de Dumnezeu și are pe birou numele lui Dumnezeu, de ăsta nu mă tem, Domne, nu mă tem. Ai văzut deasupra scaunului său, la cap, acolo, sus, că despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului, nu? Îți dă versetele acestea, îți dă un moment de siguranță și spui, nu-i problemă, îl aștept la termen, că ăsta îmi dă banii înapoi. Ai plâns și tu și nevastă-ta și tot neamul ați plâns și nu ți-o mai da banii înapoi. De ce? Că Iacov e dispus să folosească numele lui Dumnezeu numai să iasă pe profit. Dacă trebuie să plângă, plânge. Dacă trebuie să spună pacea Domnului, spune pacea Domnului. Orice, numai să iasă în câștig.
Știți ce ciudat în viața lui Iacov? Și o să intrăm în pasajul acesta imediat. Știți ce ciudat? Ceva nu bate în viața lui. Și ascultați-mă, aici e un moment de reflexie pentru noi ăștia pocăiți de mulți ani. Ajunge la tatăsu cu mâncarea. Bănuiesc că-i tremura mâna de emoții, că nu era frate-să. Se dădea drept fratele lui. Tatăsu era orb. Și dă mâncarea la frate-sul, la tatăsu să o mănânce. Tatăsu, ca să-l poată binecuvânta, o trebuie să pună mâna pe el, din cauza că era orb, vrea să vadă dacă are păr pe el, pentru că Esau era păros, da? Și la un moment dat, tatăsu orb fiind, dintr-o dată e contrariat, nu mai înțelege. Și spune așa, vocea, glasul, îi a lui Iacov, da, pielea, hainele, pieptul, îi a lui Esau. N-o mai înțeles. O zi, nu pot să înțeleg. Cum e vocea lui Iacov și cum e pielea lui Esau? Nu mai înțelegea. Știți că oamenii de afară, noi facem ser de evangelizare, dar oamenii de afară sunt exact ca și Isaac, orbi în ceea ce privește numele lui Dumnezeu. Ei nu înțeleg. Ei îl văd pe Dumnezeu prin noi. Dar știți ce nu înțeleg? Că una vorbim și alta se vede pe noi. Una scoatem pe gură, slavă Domnului, cântăm în cor, în fanfară, în orchestră, în de toate. Suntem cu cântarea de laudă în gură. Dar când ieșim afară, știți care e marea tragedie? Ceea ce am scos pe gură nu mai bate cu ceea ce arătăm, da? Să vă dau un exemplu, dar nu vă supărați. De ce chem sau se știe de tine la lucru, la birou, că ești pocăit și scapi pe gură ceea ce nu trebuie? De ce se știe că tu lucri în birou și într-un fel te îmbraci la casa lui Dumnezeu și în alt fel te îmbraci când mergi la birou? De ce pe unii colegi îi tratezi cu seriozitate și pe șeful tot ești transpirată când ai intrat în birou? Știi de ce? Că una ne iasă pe gură și alta arătăm pe noi. Știi ce-mi doresc? Am venit la Speranța și vreau să vă las gândul acesta care l-am spus și la noi la biserică. Ceea ce scoatem pe gură să bată și să fie exact cu ceea ce arătăm pe noi. Dacă arătăm spre împărăția lui Dumnezeu, să n-arătăm numai din gură, ci să fim oamenii care să se vadă și salarul la timp și banii împrumut dați la timp, că degeaba avem mulți din ăștia, noi, nu voi, care o dat și o uitat în care 15 trebuie să-i mai aducă înapoi și nu mai știu exact în care an, în care lună, nu? Asta arată că una spunem, scoatem pe gură și alta se vede în viața noastră. Ne uităm în viața lui Iacov în seara aceasta și vreau să vedem ce se întâmplă când coboară scara lui Dumnezeu. Dumnezeu a coborât scara pentru Iacov, nu așa ca să fie fascinat Iacov, să povestească copiilor lui, să le spună cum a fost în tinerețea lui întâlnirea cu Dumnezeu. Dumnezeu îl chema cu un scop, avea un scop de întâlnire când a coborât scara pentru Iacov. Și primul lucru, de ce Dumnezeu a coborât scara pentru Iacov? Pentru că Dumnezeu îl chema pe Iacov la părtășie. Când Dumnezeu se descoperă unui om și îi vorbește și îi promite binecuvântarea, primul lucru îl cheamă la părtășie. Nu există binecuvântare de la Dumnezeu fără părtășie cu Dumnezeu. Ziceți amin. Nu există. Poți să zici că ești cel mai bine văzut. Întrebarea e, care-i ponderea de părtășie cu Dumnezeu? Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Versetul 15 vine și spune așa, iată eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni. Eu vreau să merg împreună cu tine. Și vine Iacov și spune, nu mă înțelegi, eu vreau binecuvântarea, dar eu nu am vreme de mers toată ziua cu tine. Eu vreau să merg pe cont propriu. Pe mine lasă-mă să-mi văd de treabă. Câți n-avem care spun, frate, eu dau bani, trebuie evangelizare, cât? Uite, eu asigur tot. Nu te apuci să zici în biserică că sunt unii frați care nu vin la biserică. Nu te spui așa ceva. Cum să spui așa ceva? Știți că ăsta e Iacov. Iacov dorea binecuvântarea, dar nu dorea părtășia. Nu vi se pare că n-ai cunoscut lucrul acesta? Frate, eu marță, eu nu pot, eu joia, nu, n-am. O zis un frate către un păstor la o biserică, eram acolo, o zi zice, frate, pe mine joia să nu mă pui la predică. Eu n-am predici de joia. El avea numai de duminica seara. Numai de duminica seara. Înțelegeți?
Sunt foarte mulți oameni care doresc binecuvântarea, dar doresc fără părtășia cu Dumnezeu. Și Domnul îi spune, eu te chem la părtășie. Tot ce-o cerut Iacov de la Dumnezeu, o cerut numai lucruri materiale. Se uită Domnul la el și spune, Iacove, eu vreau să te binecuvintez. Și vine Iacov și spune, nu, mie îmi trebuie bani, îmi trebuie pâine, îmi trebuie haine și îmi trebuie protecție. Mie îmi trebuie pâine să nu duc lipsă. Și Dumnezeu spune, Iacove, tu nu mă înțelegi. Tu nu-mi ceri atâta, că eu am mult mai mult pentru tine. Lasă-mă pe mine să dau drumul la binecuvântare. Și a zis, nu înțelegi, eu vreau pâine, eu vreau haine și vreau protecție. Și a zis Dumnezeu, atâta vrei, Iacove, atâta, nu atâta o să ai. Vă întreb, de câte ori a răbdat Iacov foame? O răbdat vreodată? Niciodată. De câte ori a umblat dezbrăcat? Niciodată. De câte ori a luat bătaie Iacov? Deși a fost aproape de lua bătaie. Dar totdeauna a intervenit Dumnezeu, pentru că a zis Dumnezeu, Iacove, asta vrei, da, nu asta o să ai. Pentru că, să știți, binecuvântările vin pe măsura credinței noastre. Vă dau un exemplu. Când eram copil, cei care aveți de la 40 de ani în sus, vă aduceți aminte, erau prin magazinele, cum erau pe vremuri, erau niște borcane cu bomboane, cu niște capace din alea mari, uite, surorile își aduc aminte. Și se spune despre un copil că a intrat într-un magazin și patronul l-a văzut acolo, vindea la teșghea și a fost tare drag de copil și a zis, auzi, fii atent, pentru că mi-e drag de tine, zice, uite aici, a desfăcut borcanul, a zis, bagă mânuța și umple tu cât poți lua în mână, câte bomboane ei, ți le dau ție pe gratis. S-a uitat copilul, zice, mi le dai mie? Da, pe gratis, toate câte le pot lua, da. Zice, nene, bagă matale mâna atunci, dacă e pe gratis, bagă tu mâna și umple tu mâna și dă-mi. O gândi bine băiatul, s-a uitat la mâna lui și s-a uitat la mâna patron, poate că era o mână ca lopata, nu? De-aia a făcut el comparația cam cum ar fi să bage patronul mâna și a zis, bagă tu mâna. Știți cum face Iacov? Îi spune Dumnezeu, Iacove, bag eu mâna în borcan. Și zice Iacov, nu tu. Mă lași pe mine, că bag eu mânuța mea, dă-mi haine, mă, haine, dar numai haine știi să ceri, dar numai pâine știi să ceri, Iacove, numai protecție știi să ceri, eu am mult mai mult pentru tine. Zice Iacov, nu, eu am nevoie numai de astea. Știți ce-i ciudat? Când Dumnezeu îi vorbește lui Iacov, el nu se prăbușește înaintea lui Dumnezeu, se sperie, se cutremură, dar nu se prăbușește. Isaia în capitolul 6, când îl vede pe Domnul, se prăbușește. El rămâne în picioare. Se uită Dumnezeu spre el și vede pornirile greșite spre materialism. Numai mâna lui era așa, știți, ca la bătrânii care-s bolnavi de reumă, ei de la reumă, dar Iacov avea din naștere sau din exercițiu, mâna așa ca și grebla, numai să adune. El tot ce făcea numai să adune, el numai plus, el nu știa minus, nu știa să împartă, nu știa să facă, numai pe plus. Dumnezeu îi vede pornirea spre materialism, nu rugăciune, nu cântare, nu citirea Bibliei, nu predici, el pe telefon, în biserică, el să mai vadă dacă i-a intrat pe cont, imediat o băgat codul, să vadă că i-a băgat facturile, el era numai spre materialism. Se uită Dumnezeu spre el și îi vede pornirea spre lucrurile materiale. Știi ce îi spune? Iacove, te trimit să te uiți în oglindă. Îl trimite Domnul pe Iacov să se uite în oglindă. Știți unde îl trimite? La socrusul. Îl dă pe mâna lui socrusul. Socrusul era oglinda lui. Când îl vede la ban, Geneza 29:14, când îl vede pe Iacov de la depărtare, din prima, o zis, tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea, zice, tu ești ca mine. Exact ca și el, același model, pe adunat, pe șmecherit, pe învârtit, nu ți se pare, nu? Le spun de multe ori tinerilor noștri, vă spun și vouă, tinerii care urmează să vă căsătoriți, dar și cei care sunteți căsătoriți, toată viața ta te-ai plâns de socră ta, de socru tu, ai spus, Domne, nu zic cum ai zis, nu? Dulce ca lămâia. A zis, soacra, și după ce a murit ai pomenit-o, cât rău, cât te-o șlefuit și cât te-o pus la polizor. Dar știi de ce?
că așa ai fost și tu. N-a putut Dumnezeu să te dea pe mâna la o soacră bună, că tu nu te-ai lăsat modelat și modelată de taică-tu și de maică-ta. Și le spun tinerilor noștri la Elim, băi, lasă-te pe mâna lui maică-ta mai bine decât pe mâna lui soacră-ta. Lasă-te mai bine pe mâna lui taică-tu decât pe mâna lui socru-tu. Că Domnul i-a zis, Iacove, eu vreau să te binecuvintez, nu să păzești oile lui socru-tu. Eu nu la aia. El a mers pe cont propriu. Știți unde a ajuns? A ajuns să fie pus slugă la socru-su. Și spui, dar de ce mi-a dat Dumnezeu mie? Băiatul-i bun, dar soacra. Îi, cum e? Dar știi de ce? Că așa ești și tu. O trebuit Dumnezeu să te șlefuiască, o trebuit Dumnezeu să se uite la tine și să zică, tu ai nevoie de o piatră din aia aspră, care să te șlefuiască, să te cizeleze. Se uită Dumnezeu la el și îi spune, Iacove, eu nu te-am chemat să-ți mănânci energia cu oile lui socru tu. Adu-ți aminte când o coborâ scara, ce am zis, că eu sunt protecție pentru tine, eu vreau să te binecuvintez. Tu ai mers numai pe pită, tu ai mers numai pe haine. Deci, într-adevăr, haine au avut, ca și unele surori, să rup dulapurile în spate, da? Îi bombat spatele dulapului, dăm perete acolo, nu? De ce? Că asta e, domne, pe materie, pe cumpărături, nu contează, trebuie, nu trebuie, trebuie cumpărat, să fie acasă, cât de mult, nu? Se uită Dumnezeu spre el, dar uitați-vă, ce interesant că Iacov la un moment dat vine și spune, Doamne, eu vreau să fac două lucruri pentru tine. Și Domnul nu-i curios de lucrurile care le dorea Iacov să le facă. Vine Iacov și spune așa, zice ultimul verset care l-am citit, versetul 22, spune așa, piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu. Nu fiți atenți. Se trezește Iacov din somn, ia piatra pe care o dormit, eu am încercat odată în tinerețea mea, în adolescență, citind pasajul acesta, am vrut să văd cum a dormit Iacov pe piatră. Nu știu dacă ați încercat vreodată, noi avem cântarea la mormântări care spune, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Strofa a doua, știți ce spune la cântarea aceasta? Pe îndepărtate căi de-aș înopta și o piatră căpătâi dacă aș avea tot, chiar ai fi fericit cu piatra? Nu vezi că nu ești fericit cu perna cu memorie? Dar păi cu piatra. Cum să fii fericit cu piatra? Uită-te că ești nefericit și Dumnezeu nu ți-o da piatra. Ți-o da casă, ți-o da pat moale, ți-o pus pâinea pe masă și ești tot nemulțumit. Ajungi pe la comitet, ajungi cu certuri, ajungi cu scandaluri și ești binecuvântat. Că asta e ciudat. N-avem probleme din cauza lipsurilor. Avem probleme că suntem prea binecuvântați. Avem prea belșug de binecuvântare. Se uită Dumnezeu la Iacov și îi spune, Iacov, eu n-am nevoie de pietre unse. Iacov pune un de lemn pe piatră și spune, piatra aceasta va fi casa lui Dumnezeu. De câte ori n-ați auzit la deschideri de biserici? Când s-a spus, Betelul, casa lui Dumnezeu, acolo uns Iacov, piatra aceea. Și toată lumea vibra de bucurie. Dar Domnul nu vibra de bucurie. Nu vibra de bucurie să spună, mă, primul care se gândește și la mine. Să-mi facă Betelul. O lua piatra și o zis, Doamne, aici ai casa ta. Am uns-o, am consacrat-o, tu stai aici. Asta e casa ta, că eu plec. Eu am treabă, eu nu stau cu tine. Tu stai aici pe piatră, tu stai aici la Betel, că eu mă duc pe drumul meu. Îi zice Dumnezeu, mulțumesc. Îi spune Dumnezeu, bravo Iacove, cum ți-a venit ideea aceasta? Nu-i spune Dumnezeu așa ceva. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de pietre unse. Și Dumnezeu are nevoie de inimi unse. Se uită Dumnezeu și strigă către Iacov, Iacove, eu nu am nevoie de piatră să fie Betelul pe piatră. Eu am nevoie Betelul să fie în inima ta, Iacove. Eu vreau casa mea să fie în inima ta. Dar asta nu înțelegi, Iacov. Asta nu înțelegem nici noi în generația aceasta. Mai vine a doua oară și îi spune, și îți voi da a zecea parte din ce îmi vei da. Și nici la partea a doua Dumnezeu nu îi spune, mă mulțumesc, mulțumesc, ești deosebit. Cât ai adus luna asta, cât ai adus anul ăsta, ești vrednic de ridicat în picioare. Nu, Dumnezeu nu se bucură nici de ungerea pietrei, nici de zeciuiala lui Iacov. Nu zice Dumnezeu, mulțumesc, nimic, nimic nu comentează, nici de bine, nici de rău, Dumnezeu taci.
Nu a avut treabă Domnul de zeciuiala lui Iacov. Nu i-a trebuit zeciuiala lui. Acum știu că cei care nu sunt de acord cu zeciuiala strigă, haleluia, bine că l-a adus Domnul pe omul ăsta să spună, așa-i frate, dă-i putere, Doamne, cum se zice la Bihor. Ascultați-mă, Dumnezeu nu a avut nevoie de zeciuiala lui, pentru că Dumnezeu nu are nevoie de bani din inimi împietrite. Înțelegeți? Nu are nevoie de banii oamenilor împietriți, care nu pot veni marța la rugăciune, care nu pot veni joia la biserică, care nu se pot trezi zbuimaci dimineața. Ei vin la 10, la 10 jumate, rupți și îți dau pe bancă și pun 100 de euro la... N-are nevoie Dumnezeu nici de suta ta, nici de mia ta. Dumnezeu are nevoie de inima ta. Dumnezeu n-are nevoie de zeciuieli, de la oameni blocați, care se târguie cu Dumnezeu. Ți-am dat 10%. Nu. Dumnezeu nu are nevoie. O zice cineva, frate, în Noul Testament Domnul nu mai pune accent pe zeciuială. Nu, Domnul pune pe altceva accent în Noul Testament. Știți care e ponderea Noul Testament? Nu mai e 10%, e crescut. O zice cine are două haine, una, s-o dea, cât e aici? 50%, nu vrei pe 10, așa-i? Vrei pe 9, pe 9 e 50%. Dar vă spun, Dumnezeu nu vrea nici 10%, nici 50%. Omul care e cu inima caldă, inima unsă, nu piatră, nu dă piatră. Omul care are inima caldă pentru Dumnezeu, ăla nu dă nici 10%, nici 20%, nici 50%. Ăla se dă cu totul lui Dumnezeu. Vă spun, aseară predicam la o conferință de tineret, vă dau exemplul ăsta și vouă, le-am spus tinerilor așa, uitați-vă la mână și uitați-vă la dumneavoastră dacă vii mai ușor. Știți pentru cine a făcut Dumnezeu spațiile dintre degete? Știți pentru cine? Pentru zgârciți. Astea spațiile zgârciților. Că zgârcitul ce face? Pune mâna și strânge tot un pumn acolo. Uitați-vă, iei un aluat, surorile care mai coaceți, și când strânge aluatul în mână, tot iasă printre degete, pică, tot, nu te alegi cu nimic. Îți rămâne o bucățică foarte... foarte mică de aluat în mână. Totul pierzi printre degete, da? Ăsta e pentru zgârciți spațiile. Dar uitați-vă, cel care s-a dat cu totul Domnului, ăla nu strânge pumnul, ci ăla ține palma deschisă, da? Când pui în palmă și palma e deschisă, niciodată nu ai pierderi. Acolo vine și săracul să mănânce, acolo vine și turturica și mănâncă, de acolo te servești și tu și poți mânca. Deci, da? Înțelegeți cum e treaba? Strângem pumn și o să vezi cu ce te alegi. Strânge, adună și strânge în pumn. Iacov tot o strâns pentru el. Și zice Domnului, ziceți, voi da 10-a parte, nu din tot ce am, ci din tot ce-mi vei da. Ceea ce muncesc eu, salariul-i salară, la nu te bagi. Ce am câștigat eu, că am vândut casa lui bunica, ce-mi dai tu, ce vin frații și bat la ușă și ne aduc, din aia îți dau 10%. Iacov nu era omul dispus să intre la părtășie cu Dumnezeu. Oare câți oameni în seara aceasta, dar nu ridicați mâna sus, câți nu sunt la speranță, oameni împietriți, stau în casa lui Dumnezeu blocați, împietriți, binecuvântați și strigă Dumnezeu către ei, eu vreau să te binecuvintez, vino aproape de mine. Și tu știi ce spui, eu n-am vreme, că eu am atâta, cu cât au mai mult oamenii Bibliei, cu cât au avut mai mult, erau cu atâta mai aproape de Dumnezeu. Noi cu cât avem mai mult, cu atâta suntem mai la vale. Suntem mai pe drumurile noastre. Iov, cu cât era mai bogat, cu atât au fost aproape de Dumnezeu. Avram la fel. De ce? Pentru că ei ori știu că binecuvântarea nu vine prin bani. Noi aici trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Ci binecuvântarea vine prin mâna lui Dumnezeu, prin părtășia cu Dumnezeu. Dumnezeu, dacă promite binecuvântare, El o dă. El o dă, slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, când Dumnezeu coboară scara, primul lucru, Dumnezeu îl cheamă pe Iacov la părtășie. În al doilea rând, Dumnezeu îl cheamă la abandon, să se abandoneze în mâna lui Dumnezeu, să lase ambițiile lui, să lase drumul lui și să se abandoneze în mâna lui Dumnezeu. Auziți, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 12. A visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Unde ați mai pomenit așa scară? Nu știu cine are scara cea mai înaltă. Cred că pompierii, da? Ei trebuie să ajungă la cele mai înalte înălțimi. Cât e de înaltă scara pompierilor?
Dar scara așa de mare, cum o are Dumnezeu, nu are nimeni pe pământul acesta. Pentru că zice Biblia, cu un capăt atingea pământul și cu un capăt atingea cerul lui Dumnezeu. Nu stătea așa în aer să bălângănea, să vadă unde să se așeze, nu. Capătul de sus atingea cerul și capătul de jos atingea pământul. Știți ce vrea Dumnezeu să-i transmită prin lucrul acesta? Se uită la Iacov și prin scara aceasta sprijinită de pământ și de cer, Dumnezeu îi spune: Iacove, eu sunt stăpân și în cer, sunt stăpân și jos pe pământ. Scara mea nu e așa cu un capăt în aer, ori e la de sus, ori e la de jos. Dacă ai nevoie de intervenție divină, capătul de sus atinge cerul. Când avem nevoie de vindecare, capătul scării atinge cerul și Dumnezeu trimite vindecare. Când ai nevoie de pâine, când ai nevoie de bani, când ai nevoie de protecție, capătul atinge jos pământul și suveran în cer și pe pământ e Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Se uită Dumnezeu și spune: Iacove, uite binecuvântarea. Acum vă dau un exemplu din viața de zi cu zi. Surorile știu mai bine lucrul acesta. Priviți binecuvântarea lui Dumnezeu pentru Iacov ca o oală plină cu făină, cu vârf, da? Îi arată Dumnezeu oala plină și îi spune: Iacove, asta e pentru tine, vreau să te binecuvintez. Și Iacov, știți ce face? Ia oala și începe să-i dea găuri, da? Și o oală găurită nu mai e oală, ce îi, surorile? Sită, așa-i? Îi sită. Și începe să-i dea gaură, dăm haine, dăm pâine, protejează-mă și toată o ciuruie de găuri. O face ca o sită. După ce o dat găuri în oală, pentru că nu a avut puterea să se abandoneze în mâna lui Dumnezeu, să spună: merg pe mâna ta, știi ce face? Începe să se zbată. Cu binecuvântarea în mână se zbate. Cum să-l înșele pe frate său, cum să-l înșele pe tatăsul, cum să-l înșele pe socrusul, cum să înșele pe toată lumea. Asta era în mintea lui, cum să iasă în câștig. Și știi ce face? Scutură oala bine. Oala găurită, scutură bine, bine, bine. Și știi ce se întâmplă? Când pui făina în sită, pică tot ce-i bun și rămâne tot ce-i rău. Așa au fost la Iacov. S-o zbătu, Domne. O încerca pe toate părțile numai să iasă în câștig, numai să iasă bine, numai să meargă pe plus. Și știi ce se întâmplă? Când te zbați să capezi tu binecuvântarea și nu lași mâna lui Dumnezeu să te ghideze, știi ce se întâmplă? Se întâmplă că ai parte de răni adânci în viață. Hoțul ajunge să fie furat, mincinosul să fie mințit, înșelătorul să fie înșelat. Pentru că, vă spun, dacă nu există puterea pocăinței, prin pocăință omul se poate abandona în mâna lui Dumnezeu. Dacă nu se poate abandona prin mână, știți, abandon înseamnă momentul zero, în care să spui: am făcut lucrurile acelea, îmi pare rău, regret și mă întorc la Dumnezeu. Ăsta e momentul zero, da? Nu așa că ai tras apă la jumătate din Oradea și după aia când aveți botez, că vreau să mă botez eu, nu? Ca vestitul de la Mihai Bravo, nu mai discutăm, da? Păi așa toată lumea, Domne, ai bani de dat, eu-s gata să iau. Și după aia vreau să mă pocăiesc, că Domnul iartă. Uitați-vă pocăința lui Zacheu. Zacheu a venit și a spus: știu rănile care, tot ce pot repara din trecut, repar. Ce nu pot repara, o murit, e în altă parte, nu se mai poate rezolva. Cazul femeii samariteni, ce da 5 bărbați, nu, ce să mai poți rezolva? Unde nu se mai poate rezolva, acolo închide Dumnezeu dosarul. Dar dacă poți, da, și ești în viață, și omul în viață, sau urmașii lui, te duci și dai banii înapoi. Că vii tu la botez, fraților, am și eu momentul zero. N-ai nimic, n-ai nimic. Momentul zero e prăbușirea înaintea lui Dumnezeu. Părerea de rău și regretul. Ăsta e momentul zero în care te poți abandona, te poți abandona în mâna lui Dumnezeu. Iacov nu a avut parte de momentul zero, deși Dumnezeu i s-a descoperit, deși Dumnezeu i-a vorbit. Iacov nu a avut parte de momentul zero. Uitați-vă, în schimb, la tatăsul, la Isaac, din tinerețea lui, o mers pe mâna lui Dumnezeu. El din firea lui a fost mai moale, așa. Uitați-vă și la Isaac și la oamenii, la tinerii care-s mai moi, așa, mai... Să nu zic creduli, care își pun nădejdea în Dumnezeu. Dom'le, și de însurat să însoară greu. Deci zic, ce să fac cu ăsta? Mi-am trebuit la 18 ani, deja în parte invitații la nuntă, nu? E curajos, e... Uitați-vă, Iacov din tinerețea lui s-a pus în mâna lui Dumnezeu. Îl ia
tatăl și spunea Isaac, îi spune Avram, trebuie să urcăm pe munte, Dumnezeu mi-a spus că trebuie să aducem o jertfă. Începe să urce muntele și la un moment dat se întoarce cu respect către tatăl. Mie mișcă extraordinar inima pasajul acesta. Cu respect se întoarce spre tatăl și spune, tată, văd că toate te-ai îngrijit de toate. Nu-i spune, tată, tu după vârsta asta, tu nu vezi că uiți tătă ziua, nu mă mai lua cu tine. Acum eu ce fac de miel? Mă trimiți iar jos în vale? Iar tătă ziua mă pui pe drumuri. Eu am antrenamente, tată, eu am înot, eu am fotbal, nu mă trimiți după tine așa că tu uiți să iei mielul de jertfă, nu? Isaac nu face lucrul acesta, ci plin de respect, zice, tată, văd că toate le-ai luat, ai luat lemnele, ai luat focul, cuțitul ai la brâu, toate lucrurile sunt luate, dar se pare că eu nu văd mielul de jertfă. Și în momentul acela, urcă Avram cu Isaac pe munte și îi spune, Isaac, ăsta e un munte special, învață și ține minte, că muntele acesta poartă un nume deosebit. Muntele acesta poartă numele Jehova Ire, Domnul va purta de grijă. Îl urcă pe Isaac pe munte din tinerețea lui și îl învață să se încreadă în Dumnezeu din copilărie. Ajunge la 40 de ani necăsătorit, din nou intervine tatăsul și zice, vrei să te însori? Vreau, tată, nu zice, nu mă băga pe gât la nimeni, nu mă dă, spune... La toate familiile la care mergi, tată, le spui, n-aveți vreo fată, că am pe Isaac, a meu, are 40 de ani, să-l însurăm și pe ea. Nu, zice tatăsul, eu rezolv problema însurătorii. Cum? Uite cu bătrânul Eliezer, lasă-mă generația ta. Îmi scrie un păstor într-o luni seară la noi la tinere, frate Dani, zice, n-aveți pe acolo vreo fată și pentru băiatul meu? Că îmi scria el acolo, zic, frate, e lung rândul. Păi lung rândul, avem ai noștri, dacă vine trebuie să se pună la capătul rândului, avem și noi pe noștri. Știți ce face? Se uită Isaac la tatăsul și spune, gândiți-vă, când Isaac a avut 40 de ani, Avram, tatăsul a avut 140, deci nu 70 de ani, zici, nu mă mai înțeleg cu tata, că are ideile lui, 140 de ani. Și la 140 de ani fiul s-o avea încredere în tatăsul. Pentru că știa muntele pe care l-a urcat tata cu el în copilărie. Știe că Dumnezeu promite binecuvântarea și dă binecuvântarea. Și zice, tată, trimite-l pe Eliezer să facă ce știe, nu-i problemă, eu stau și aștept. Rămân în legătură cu Dumnezeu. Și zice ce se întâmplă, merge Eliezer, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și aduce pe Rebeca la el. Omul acesta ajunge om matur, moare tatăsul, moare mamăsul. Ajunge la un moment dat în țara filistenilor, da? Și Dumnezeu nu uită de el. Dumnezeu nu uită de el. Pentru că și-a pus încrederea în Dumnezeu. Și-a știut că Dumnezeu binecuvintează, el nu s-a zbătut. Uitați-vă, caracterul lui a fost un caracter mai moale, ascultător. Acum, să știi, când te bucuri că viitorul soț trântește ușa la mamă sau nu-i răspunde la telefon, cum se poartă cu mamă, așa se va purta și cu tine. Când te bucuri că viitoarea soție dă replica la tatăsul, ascultă-mă, așa-ți va da și ție replica. E chestie numai de un an de zile, până o să te obișnuiești tu cu replicile care le-au auzit tatăsul și mamăsa. Ăsta a fost un om ascultător, dar ăștia ascultători, parcă nu-i caută nimeni, nici ca slujitor, nici ca, nu știu, un comitet. Dom'le, îți trebuie din aia bățoș, îți trebuie din aia să mergi cu capul calendar acasă. Nu? Așa se caută în vremea aceasta. Om care să spună. Dar, cât de mult ne lipsesc oamenii care să asculte. Oamenii care să asculte și să înțeleagă că Dumnezeu învârte istoria. Dumnezeu învârte anul, ziua și clipa. Stăpân peste an, peste lună, peste zi. Îi Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Dumnezeu nu pierde anii degeaba. Să spui, m-a uitat Dumnezeu, am 30 de ani, nu mă mai caută nimeni. Nu, Dumnezeu are timpul lui. Dumnezeu are timpul lui, diferit la fiecare. Ajunge Isaac în țara filistenilor și spune Biblia că n-a făcut nimic decât în ascultare. O semănat și el terenurile și Dumnezeu s-a uitat și a știut limita de proprietate. Dumnezeu e cel mai bun topograf. O știut unde erau parcelele lui Isaac și unde erau parcelele filistenilor. Și zice ce face Dumnezeu?
Se uită și rostește binecuvântarea peste parcelele lui Isaac. Al ăla moale, ăla așa mai împiedicat el, mai... nu-i așa dur. Uite că Dumnezeu rostește binecuvântarea și știi ce spune? Că ogoarele lui Isaac au dat rod cum? Însutit, de 100 de ori față de filisteni. De ce? Pentru că el știți ce-o înțeles, ceea ce trebuie să înțelegem și noi. Că dacă Dumnezeu spune binecuvântare, va fi binecuvântare. Nu te mai zbate tu, că pierzi totul. Ajungi la final pentru că nu-i puterea să cedezi înaintea lui Dumnezeu. Ajungi la final și o să vedem în finalul predicii cum a ajuns Iacov de golit de tot ce a fost bun și binecuvântare în viața lui. Că nu există momentul abandonului în mâna lui Dumnezeu, momentul zero de pocăință. Ascultați-mă, Doamnă și Domnule, fratele meu și sora mea, Dumnezeu îți va întoarce înapoi tot ce ai făcut. Dacă nu există momentul pocăinței, Dumnezeu îți întoarce unul la unul absolut tot ce ai făcut în viață. De ce noi ne uităm în trecutul nostru și vedem că n-am plătit lucrurile, nu ni le-a întors Dumnezeu? Știți de ce? Că am avut o seară ca seara aceasta, în care am capitulat înaintea lui Dumnezeu. Am plâns plânsul pocăinței, am regretat lucrurile din trecut și Dumnezeu a scris iertare. De aia nu te mai năvălesc lucrurile din trecut. De ce? Pentru că Dumnezeu le-a iertat. Dumnezeu pe crucea din Golgota a scris iertare. Slăvit să fie numele Domnului. Dar când nu te abandonezi în mâna lui Dumnezeu, totul îți vine unul la unul. Cum ai făcut? Așa ți se va face. Vă dau numai două cazuri și o să trec la ultimul gând în seara aceasta, să vedeți cum i-a întors Dumnezeu lui Iacov tot ce a făcut. Primul lucru, o profitat de nevoia fizică a lui fratei său. O venit fratei său Esau cu o nevoie, nevoia de mâncare. Asta toți o avem, și surorile care sunt la dietă și ele au nevoie. Deși zic, nu mi-e foame, au săracul stomac dacă ar putea vorbi. Nu? Toți avem nevoia aceasta. În momentul când vine frate să rup de foame, vede că ăsta dintr-o dată atunci punea smântâna în ciorbă, era gata ciorba de linte. Și spune, vreau ciorbă că nu mai pot de foame, mor de foame. Și dintr-o dată Iacov își supraevaluează ciorba lui. Acum, domne, ai luat preț dublu, nu e niciun bai. Ai vrut tu să ciupești un pic. Ai vrut, cât e o ciorbă? 15-20 de lei acum, da? Domne, vrei 100 de lei? Ia-i, domne, 100 de lei la strâmtorare, l-ai dus, l-ai... Ia-i 100 de lei. Vrei 50? Ia-i, domne, 50 de euro pe o amărâtă de ciorbă. Dar știți cum a evaluat-o Iacov ciorba lui? O zis, ciorba mea prețuiește cât dreptul tău de întâi născut. Tot ce ai tu, face cât ciorba mea. Și spune, dacă vrei, faci tranzacția cu mine, dacă nu, nu. Știți cum e asta în vremea noastră? Dau un exemplu. Are cineva nevoie de 1000 de euro și vine la tine. Frate, te rog frumos, nu pot să mă ajuți. Uite, dau o hârtie la notar, am nevoie să-mi plătesc ceva curentul sau nu știu ce. Da? Și tu, om de afaceri, Iacovul din tine, știi ce spune? A, eu nu pot așa, mie îmi trebuie garanții, domne. Deci un om foarte serios când e vorba de afaceri, mai ales cu frații. Foarte serios. Și zice omul, domne, dar mergem la comitet, la fratele moldovan, la Teo, mergem și uite, înaintea lor dau o declarație că ți-aduc banii, 2 luni de zile, 1 lună, mă aștept. No, nu, pentru el nu reprezintă nici fratele Nelu garanție, nici Teo, nici cu... nu. El știe ce zice, mergem la notar și treci casa de pe tine, o treci pe mine și îți dau 1000 de euro. Și știi ce face Iacov? Îi spune, dai dreptul, îți dau ciorba. Și ăsta dă foame, pentru că nu a fost obișnuit cu postul, nu a fost obișnuit să rabde. Știi ce a făcut? Și-o nesocotit dreptul de întâi născut. O mergi la notar, o semnat garanție casa pentru 1000 de euro și zici ce a făcut Iacov? I-o vându casa pentru 1000 de euro. I-o vându casa pentru 1000 de euro. Și l-o lăsat, l-o scos cu nevastă să afară cu copiii și o zis, gata, băi, hai semnat la notar. Asta e dreptul de întâi născut. Și-o supraevaluat. Dumnezeu o tăcut, din nou o tăcut, am spus la început, că e ciutat că Dumnezeu nu intervine. Păi dacă interveneai dumneatale, praful se alegea de Iacov. Dar Dumnezeu îl lasă, pentru că vă spun, cea mai mare bătaie nu-i de la Dumnezeu, ci bătaie când te bați singur. Asta e cea mai mare bătaie. După ani de zile ajunge în casa lui socrusul. Dumnezeu a notat ce tranzacția. Ajunge în casa lui socrusul
Și are și el o nevoie. Și el are nevoie, pentru că să știți, azi sau are nevoie, mâine Iacov, luna viitoare tu, aialaltă lună eu, nu suntem toți sus. Roata asta o învârte Dumnezeu. Fiecare venim cu nevoile noastre și avem nevoile noastre. Și zice socrusul către el, văd că ți-s dragi fetele mele, văd că te uiți deosebit la o fată de-a mea. Da, vrei să te însori? Vreau. Vreau. Pe care o iubești? Pe Leia sau pe Rahela? Știi ce spune? Pe Rahela. Noi, uite, facem o tranzacție, 7 ani lucrezi și ți-o dau pe Rahela. Semnezi, dragostea, te face să semnezi. Și nu-i bai foarte bine pentru dragoste, semnează că dragostea unește cel mai bine. Dar socrusul, pentru că era oglinda lui Iacov, știi ce face? În noaptea nunții, nu i-o dă pe Rahela, pentru că acum să știți, era ca pe vremea noastră. Că zici, domne, becuri cu telecomandă, s-o stins roșu, o porni verde, o venit altă culoare. Nu, era beznă total. Când o băgat socrusul fata în cort, la Iacov, nu îi bagă pe Rahela și îi bagă pe Leia. Toată noaptea o ținut la pieptul lui și o știut că e Rahela. Dimineața când s-o crăpat de ziua și-o dat prima rază peste Leia, ăsta s-o șocat. O mers la socrusul și ascultați-mă, știți ce-a făcut? Ce-a făcut fratesul cu câțiva ani înainte? Când a văzut că a fost înșelat, o strigat către tatăsul și a zis, tată, nu mai ai vreo binecuvântare și pentru mine? Plângea și a zis, nu mai am niciuna, pentru că frate t-a venit și-a înșelat și ți-a luat prin furt, prin înșelăciune, ți-a luat dreptul de întâi născut, nu mai am nicio binecuvântare. În momentul când e înșelat Iacov, urlă exact cum a urlat fratesul, merge la Laban și îi spune, ce mi-ai făcut? Și se uită la Laban și îi spune, ce ți-am făcut, mă? Ce mi-ai făcut? Nu ți-am zis că pentru Rahela și tu mi-ai dat pe Leia? Și a zis Laban, nu eu ți-am făcut, tu ți-ai făcut, Señor. Ție ți s-o întors ceea ce ai făcut. Ai crezut că 10 ani, 5 ani, dacă nu mai zis nimeni nimic, de pocăit, nu te-ai pocăit, de regretat, nu ai regretat, tu ai crezut că Dumnezeu nu mai învârte roata. Știi ce i s-o întors? O plătit 1 la 1 tot ce-o făcut. 1 la 1 o plătit. Vă mai dau un caz. La un moment dat, o profita de tatăsul că n-o văzut cu ochii și parcă e un paradox și parcă o durere atât de mare. Nu vedeți? Îi dă pe Leia exact cu probleme cu ochii. În fiecare zi vedea problema lui tatăsul pe care l-a înșelat, vedea ochii tulburi în Leia, da? Îl înșală pe tatăsul, știți cu ce îl înșală? Cu blana unui ied. Își pune blana pe el ca să-l înșele pe tatăsul, că era orb. Copiii lui după ani de zile, știți cu ce îl înșală? Cu sângele unui țap. Țapul, iedul crescut matur, da? Ori trecut ani, iedul ăla mic, o crescut mare, țap. Și fiii lui i-au întors exact ce a făcut el. De ce? Pentru că nu a existat, când a coborât scara, nu a existat momentul abandonului, când să se abandoneze în mâna lui Dumnezeu. Sigur că o să poți să spui, frate, dar eu cum să mă abandonez? Eu am atâția copii, nu a zis nimeni să nu lucrezi. Nu la asta se referă Dumnezeu, ci să lucrezi numai cât trebuie, nu cât îți dorești. Dacă e 6 de venit la adunare, tu nu mai pune 5 metri de gresie, tu vino la casa lui Dumnezeu. Că nu câștigi cu aia 5 metri că i-ai pus, nu câștigi nimic. Tu lasă ceea ce-i de lăsat și vino la casa lui Dumnezeu. Pentru că vă spun ceva, David a spus în Psalmul 37 cu versetul 25, a spus, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit, adică pe cel abandonat în mâna lui Dumnezeu, nu l-am văzut părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Asta face Dumnezeu. Când ne punem în mâna lui Dumnezeu și abandonăm viața noastră în brațul lui, Dumnezeu este cel care poartă de grijă. Măriți să fie numele Domnului. Iacov ajunge la un moment dat să fie împietrit. Nu se mai poate bucura de nimic. Când nu există momentul pocăinței, poți să ai bani cu roaba, cu basculanta, că nu te mai bucuri de nimic. Uitați-vă, după 20 de ani aproximativ primește cea mai bună veste. Afișează Geneza 45 cu 26. Cea mai bună veste, în toată durerea lui și în toată amărăciunea lui, primește o veste și îi se spune, Iosif tot mai trăiește.
Și chiar el cărmuiește toată țara Egiptului. După ani de doliu, după ani de plâns, după ani de durere și de amărăciune, primește cea mai bună veste. Și spune, dar inima lui Iacov a rămas cum? Rece. Pentru că nu-i credea. Nu-i ciudat să aduni în viață, să fii numai pe alergat și să primești vești bune și tu să nu te mai bucuri de nimic. Mă uit de multe ori la evangelizări în biserici, m-am uitat și în seara asta. Sunt oameni în biserică, în pietriți. M-am gândit și pe scaun. Oare prin ce au din trecut de nu se mai pot bucura? Nici de frații de la Bujac, nici de fanfară, nici de cor, nici de predică, de nimic. Nu cumva ai lucruri care nu-s rezolvate din trecut? Și lucrurile nerezolvate din trecut, abandonul, momentul pocăinței, te fac să nu te mai poți bucura de nimic. Poate să-ți predice, nu Dani Popa, nu știu cine să-ți predice. Tu, din cauza împietririi, din cauza lucrurilor nerezolvate, inima ta nu se mai poate bucura. Dați-vă la Iacov, primește vestea, Iosif nu-i mort, îi viu, trăiește, îi în funcție înaltă. Ci că nu s-o mai bucura de nimic, pentru că inima lui era rece. Doamne, încălzește inimile noastre și ajută-ne de veștile bune întotdeauna să ne bucurăm, de cuvântul Tău întotdeauna să ne bucurăm. Al treilea lucru și ultimul în seara aceasta, Dumnezeu îl cheamă pe Iacov la părtășie, îl cheamă la abandon. Când Iacov nu răspunde, știți ce face Dumnezeu? Dumnezeu folosește zdrobirea. Dumnezeu aduce momentul când îl zdrobește pe Iacov. Și dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, găsim un pasaj în Geneza 32 de la versetul 24, momentul în care Dumnezeu pune mâna și începe să-l zdrobească. După 20 de ani Dumnezeu începe zdrobirea, îl lasă firme peste firme, program peste program, concediu peste concediu. Îi se părea că e în vârful ierarhiei, el e cel mai sus. După 20 de ani Dumnezeu pune mâna pe el și îl zdrobește, cum nu a mai fost zdrobit niciodată. Auziți ce spune versetul 24? Iacov însă a rămas singur. Ăla obișnuit să fie înconjurat de toți. Când mergea el la piață, toți îl căutau. Ajunge momentul să fie singur. Știți că momentul singurătății e momentul în care Dumnezeu începe zdrobirea unui om? Îl aduce în singurătate. Când nu-i mai răspunde nimeni la telefon, când nu-l mai caută nimeni, când nu mai interesat nimeni de el, momentul singurătății. Știi că sunt momente în care nu mai vine nimeni lângă tine? Nu-și trage nimeni patul lângă patul tău la spital, ci te lasă singur. Nu te vizitează, zice, mi-e frică să nu iau ceva bol din spital, și te lasă singur. Dacă trăiești o perioadă, în vremea aceasta, o perioadă de singurătate, fă liniște că Dumnezeu lucrează în viața ta, te prelucrează. Știți care au fost zdrobirile? Nu mă vi le amintesc punctat. Prima zdrobire care o face Dumnezeu în viața lui, zice că îl ține pe loc. Versetul 24 spune, Iacov a rămas însă singur. Atunci un om s-a luptat cu el. De ce s-a luptat omul cu el? Știți de ce? Să-l țină pe loc. Să-l țină pe loc. E mare zdrobire pentru Iacov să stea pe loc. Când toată ziua a fost căutat, când toată ziua a fost chemat, când toată ziua a fost pus să dea el răspunsul, ultimul, răspunsul final, să-l dea Iacov. Uite că Dumnezeu folosește zdrobirea și îl ține pe loc. Se lupta omul acesta cu el, omul lui Dumnezeu se lupta cu Iacov să-l țină pe loc. Știi, cu o analiză, te ține pe loc, nu mai mergi nici în concediu, nici în Germania, nici în Anglia, nu mai mergi niciunde, te ține pe loc. O boală, o operație, o depresie, o încercare, o moarte a unui cuiva drag din familie, te ține pe loc de nu te mai poți bucura de nimic. Dumnezeu îl zdrobește, prima zdrobire, îl ține pe loc. Doi, îl lovește unde îl doare. Versetul 25 spune așa, văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei. De ce l-a lovit la încheietura? Știți de ce? Acolo îl durea. Acolo îl durea. Știi că Dumnezeu te va zdrobi dacă nu te întorci la Dumnezeu. Te va zdrobi exact unde te doare. Ești omul banului, la bani te va lovi. Ești omul mândru îngânfat, te va zdrobi Dumnezeu prin boală. O să te uiți în oglindă și o să zici, cum am slăbit 50 de chile? Că mănânc, dar n-am poftă de mâncare. Iau pastilele astea și nu reușesc să mă pun pe picioare. Îi zdrobirea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când o coborâți cara, tu n-ai luat în seamă. Când s-o vorbit la evangelizare, tu ai întors spatele, tu ai plecat pe drumul tău. Domnul îl ține pe loc pe Iacov, îl lovește unde îl doare, îi schimbă numele,
El întreabă, care-i numele tău? Versetul 27, versetul 28. Și spune Iacov, până acum am spus că mă cheamă Iacov, știi ce înseamnă Iacov? Înșelător, da? Până acum mă mai chema și Esau, depinde cum eram la vamă. Cum, dacă eram ok sau nu eram ok, depinde care pașaport îl scoteam. Se uită îngerul Domnului la el și știi ce-i spune? De azi înainte, pentru că ți-ai recunoscut starea. Că asta așteaptă Dumnezeu de la noi, tânăr drag, frate și soră, doamnă și domnule. Dumnezeu știi ce așteaptă de la noi? Să-i spunem care-i numele nostru. Iacov a zis, Doamne, sunt înșelător. Am înșelat toată viața mea. Toată viața mea, ăsta sunt. Am mințit, am furat, am făcut, am mers, am toate. Spune în seara aceasta Domnului, care ți-i numele tău? Care-i povara care o duce în suflet? Spune-i Domnului lucrurile din trecut și Dumnezeu știi ce promite? Că-ți schimbă numele. Dumnezeu îți schimbă numele. Eu am schimbat numele lui Iacov, pentru că Iacov a mai pățit ceva. Știți ce spune Biblia? Că o plâns, a fost prima dată, de fapt a doua oară, că mai plâns o dată când a văzut-o pe Rahela. I-a dat lacrimile, o plâns ex, nu știa femeia de ce plânge. Mă, și cu tine de plângi? Plângea și-o mai plâns o dată. Dar nu plânsul de învins, plânsul de biruitor. Și Osia surprinde lucrul acesta extraordinar în capitolul 12 cu versetul 4. Știți ce spune Osia de Iacov? Că a plâns când s-a întâlnit cu Dumnezeu. Când s-a luptat cu Dumnezeu, a plâns, dar nu plânsul de învins, ci plânsul de biruitor. Pentru că vă spun ceva, când plângi înaintea cuvântului lui Dumnezeu ăsta, nu e un plâns de învins, ci un plâns de biruitor. E un plâns de ridicare, zice, s-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. În seara asta, știi ce ar vrea să fie? Seara în care să plângem plânsul biruitorului. Poate ai plâns că n-ai intrat în comitet, că n-ai trecut nu știu ce examen. Lasă plânsul ăsta. Plânge în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu în fața plânsului de biruitor, El e gata să schimbe direcția vieții tale, e gata să schimbe totul. Uitați-vă ce se întâmplă, Dumnezeu îl zdrobește și ajunge la finalul vieții lui Iacov, pentru că am ajuns și la finalul predicii. Dumnezeu se uită spre el și îl presează, îl zdrobește, că o coborât scara și el nu a luat seama. O venit Mahanaim, o venit tabăra îndoită. Ori venit îngerii lui Dumnezeu și el nu i-a băgat în seamă. Și Dumnezeu avea ceva de transmis. Și uite că Dumnezeu îl zdrobește cum fac surorile bulionul, strâng roșia în mașina de bulion și toată e zdrobită. Vreau să vă întreb ceva și să vă spun ceva acum la final. Uitați-vă la toată viața lui, alergătură, strâns, adunat, să fie sus, să fie cel mai văzut, cel mai bogat. Vă întreb ceva, s-o merita toate lucrurile acestea? Când Dumnezeu îi spunea într-o noapte, Iacove, eu sunt cu tine, mergi pe mâna mea. El a ales mâna lui, drumul lui. Vă întreb, s-a meritat? Hai să vă dau numai scurt, să vedeți dacă s-a meritat. A avut o femeie pe care a iubit-o ca pe sufletul lui și nu a avut parte de ea. A murit de tânără, Rahela, da? Moare și stă lângă cea pe care nu a iubit-o, să nu spun altfel, stă lângă ea până la bătrânețe. Are parte nu de aia frumoasă, ce are parte de aia altă. Nu-i ciudat. S-a zbătut, a luptat 14 ani pentru femeia iubită și nu a avut parte de ea. A avut o fică pe nume Dina, care ajunge necinstită de Sihem, batjocorită, da? Iuda, fiul său, se încurcă cu noră sa. Ruben, cel întâi născut, păcătuiește cu țiitoarea. Și Iosif, copilul mult iubit, îi mânca de o fiară. Întrebarea îi, se merită? Se merită toată alergătura? Când rămâi fără persoana iubită, fără copilul iubit, copiii fac ce fac, tu ai fost bogatul, tu ai fost ăla văzut cel mai bine, arătat pe sticlă. Întrebarea îi, se merită? Știți ce răspuns? Că tot Iacov răspunde dacă se merită sau nu se merită. Îl duce Iosif în Egipt, Geneza 47 de la versetul 7 la 9, Iosif îl duce pe tatăsul în Egipt și îl prezintă în fața lui Faraon. Faraon îl întreabă pe Iacov și îi spune așa, Iacov a binecuvântat pe Faraon, versetul 8. Faraon a întrebat pe Iacov, care este numărul zilelor anilor vieții tale? Iacov a răspuns, zilele anilor călătoriei mele sunt de 130 de ani. Și auziți acum, ce concluzie trage el la final? Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele. Cum, mă, Iacove?
Spui la final că or fost rele. Dar de ce or fost rele? Știți de ce or fost rele? Că așa și le-a ales. Așa și le-a ales. O ales într-o zi când Domnul a coborât scara, el a ales zilele rele, în loc să le aleagă pe Dumnezeu. Vii la final, după ce ai alergat, după ce ai făcut și tragi concluzia și spui tot ce am făcut, a fost rău. Numai zile rele. Cum mă, dar tu le doreai pe alea bune? Tu când l-ai înșelat pe frate, tu ai vrut să ai zile bune. Dar uite, după ani de zile, trage concluzia. Și-o zis, dacă ar trebui să o iau de la capăt, nu aș mai merge pe drumul acesta. Știți prin cine îi dă Dumnezeu cea mai grea lovitură lui Iacov? Îi dă lovitura prin fiul său, prin Iosif. Geneza 45:20. Trimite Iosif o vorbă lui tatăsu. Trebuia să fie adus din Canaan, să fie adus în Egipt. Și îi spune așa, mergeți și spuneți-i la tata și țineți minte și voi, să nu vă pară rău de ceea ce veți, de ceea ce veți lăsa. Se uită Iosif și spune-i la tata, că Iosif, dacă vă uitați în comparație cu tatăsul ăsta, nu a lucrat o zi, nu a avut nicio bucată de pământ la oșorhei, la intrare în oșorhei, să zic că îmi fac și o mică căsuță. Nu a avut în Oradia o parcelă, ăsta numai în groapă vândut bagiocorit. Dar într-o zi o ales să se așeze la picioarele Domnului. Într-o zi Iosif ia decizia să se pună în mâna lui Dumnezeu. Și știți ce face Dumnezeu? Îi dă lecția la Iacov prin fiul său. Om care nu a alergat după binecuvântare, nu a alergat să pună mâna pe lucrurile materiale. Într-o zi Dumnezeu îi pune tot Egiptul la picioare. De ce? Pentru că într-o zi Iosif a ales să se pună la picioarele Domnului. Și într-o zi Dumnezeu îi pune în palmă tot Egiptul. Și îi trimite vorbă la tatăsu să nu aduci ceva aici, că mă faci de râs la egipteni. Cum că am mobila, am Dacia de pe vremea mea, lasă-le acolo, gunoaie! Gunoaie, gunoaie. Vreau să cântăm o cântare și după aceea să ne rugăm. Putem face lucrul acesta? Haideți să ne ridicăm pe picioare, chem pe tineri, să cântăm dintr-o cântare care e atâta de cunoscută, haideți aici în față, e atâta de cunoscută. Dar parcă o compus-o Iacov, parcă Iacov a fost omul care a compus cântarea aceasta. Știți ce spune cântarea aceasta, refrenul cântării? Spune așa, spune-mi de ce tot alergi, spune-mi ce vrei să culegi, pierzi rătăcind ani întregi în neștire. Mâine la capăt de drum, tu vei afla că oricum fără Iisus, toate sunt amăgire. Exact ca Iacov, mergi pe drumul tău și la final știi ce spui? A fost numai rău, numai deșertăciune. Dar de ce? De ce să fie deșertăciune când în seara asta Domnul ți-a vorbit? De ce să pleci cu zile rele când Dumnezeu vrea să-ți dea binecuvântarea? Nu te mai zbate tu, oprește-te, fă momentul zero în viață și spune, Doamne, vreau să mă prăbușesc în seara asta, să-mi cer iertare pentru lucrurile din trecut și din seara asta să mă pun în mâna ta. Haideți să cântăm împreună cu tinerii și cu toată biserica, să cântăm din cântarea aceasta. Și dacă simți să plângi, poți să lași lacrima să se verse pe obrazul tău. Dacă simți să te rogi, roagă-te lui Dumnezeu. La final ne vom ruga și Domnul să dea eliberare în seara aceasta. Domnul să dea putere de ridicare, să înțelegem că scara nu-i numai pentru Iacov, e și pentru noi. Haideți să cântăm din cântarea aceasta.